pornit ca o glumă. Când a fost mașina, am zis că nu știu pe acolo să vedem peisajul. Când am văzut că suntem vreo 50 care dorim să vedem peisajul, am spus, hai să încercăm să emulăm un pic spiritele. La zimbrărie am văzut că ne-am înmulțit și acolo ne-a venit ideea acestui club. Este normal să fim promotori ai sănătății, ai mișcării în aer liber, pentru că atâna noi simțim promovează mișcarea de orice tip. Sunt un pic emoționat, este un traseu complet diferit de ce am făcut până acum. Este plat, cu o limită de timp destul de strânsă. Sunt convins că echipa Catedral îi va face față. Sper să ieșim cu al treilea trofeu pe acest sezon, pentru că deja avem două. Și nu în ultimul rând să poate ia și vreun băiat vreun premiu, că data trecută am avut trei fete care au urcat podiumul. A fost foarte îngust pe malul lacului. Da, am reușit. M-am accidentat la unul dintre antrenamentele de la bootcamp, din păcate. Mi-ar fi plăcut foarte mult să fiu alături de toți colegii și, bineînțeles, coechipierii noștri. Dar sper că data viitoare să mă refac. Mă uit la fiecare concurent în parte și observ cât de mult cresc de la concurs la concurs. Traseul a fost bun, greu, tip. Foarte tehnic, dar asta e. Speram să trec un timp mai bun, am căzut de două ori, mi s-a rupt lanțul odată. Mulțumim frumos Catena pentru organizare și pentru invitație, sperăm să ne mai vedem la alte competiții. Greu, frumos, pe drept, nu ca la măcini. Așteptăm următorul și următorul și următorul. A fost foarte frumos, plăcut și ușor. Deja suntem o echipă frumoasă, lumea vorbește despre noi, ne facem remarcați. Traseul a fost mai ușor decât la Câmpina. Un traseu de viteză. Am fost primul până cu vreo 200 de metri înainte de finish, când brusc a venit acea o pusterie, probabil că au fost ținuți în copac sau undeva după boschet, și au trecut pe lângă mine câțiva și am ieșit pe locul 40. Am ieșit cam greu din portiță de start și lumea s-a dus foarte repede. Și am găsit așa un ritm bun cu un coleg de echipă, cu Nelu. Și vorbăm pe drum și hai ce frumos e traseu, na-na-na-na. Nu, am terminat cu el preună, mână în mână. Suntem foarte mulți, am participat la două curse sub numele de Catena Racing Team până în acest moment și așteptăm mult mai multe. Colegii noștri îmbrățișează un stil de viață sănătos și ei, pe cont propriu, participau la diverse competiții. Catena a venit ca un suport pentru a sprijini acești colegi și pentru a atrage și alți colegi, inclusiv și alți pacienți și alți oameni, spre un stil de viață sănătos și spre campania noastră O inimă sănătoasă iubește mai mult. Mulțumim foarte mult, Catena Racing Team, pentru participarea de astăzi, pentru drumul pe care l-ați făcut pentru a fi alături de noi. Așadar, această diplomă rămasă, oferită de Rocket Bike, peste acord de echipei Catena. Premiul întâi pentru cea mai inimoasă echipă în competiția Rocket Bike peste ediția a patra
20 septembrie 2014. Pedalezi, te distrezi și donezi alături de Catena.